Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un Doom în continuarea de tura trecută care n-am putut să trec și tura asta se pare că am reușit pentru că primul video să fie ceva gen part 1 fail și acum este part 2 succes, zicem asta, pentru că acum suntem în video respectiv part 2 pentru că tura trecută am încercat și a fost un fail foarte mare deoarece am încercat să fac flawless și nu am reușit absolut nimic, adică am încercat tot ce e posibil, pentru că n-am știut cum să omor chestia, ochișorii aia care s-au învârtit acolo în cutiuțele alea și a fost foarte greu că la sfârșit după ce i-am bătut și au reușit să dau punch în ei ca să distrug scutul tatălui, ca să nu știu ce, uite, că am reușit și se pare că am pot să pres E, dar hai mă că pun B, hai mă, pres E și n-am reușit toată trecută și am zis că tura asta e că reușesc și fac așa individual ca să știu că nu mai fac fail. Ok? Am apăsat E, clar, ce se mai se întâmplă, nu? Îmi place cum arată. What is this? Tura trecută a fost așa de fail și n-am reușit să fac nimic. Oricum, o să postez video-ul ăla numai așa ca să vă arăt ce înseamnă să nu faceți fail. Wow. Wow, look at this baby. Îl vreau acasă, îl cumpăr. Mamă, ce dinți ai, fratele meu. Mamă, ce mare ești, frate. Deci că seamănă cu titanul ăla. Mamă. Mamă, ce mic sunt eu față de ăsta! E mai mare decât titanul ăla, frate! Cu care am avut acolo în primul Doom. Uei, ce pitic sunt! Și că s-o furnică față de ăsta! Cât-i de tare! Cât-i de tare! Îmi place jocul! Place jocul! Primește nota 20 din partea mea! Și eu ca un badass, nu mi-e frică, stau acolo, fai frumos, ok! Până acum tot e bine, deocamdată. Până acum facem flawless. Uite, prietenul nostru, Archangel Vega! Ok. E oare Dumnezeu ce va face până la urmă? Deci hai să vă explic. Father înseamnă God, Dumnezeu, în jocul ăsta. Și... Nu, după fața lui, nu cred că o să-l salveze. Ceva e stinky cu ăsta. Mamma mia. Deci se pare că o distrus sfera. This is the Dark Lord's life sphere. He'll take physical form if you do this. Mamă. Deci ăsta e de Dark Lord, ăsta e de Satan himself, să zicem așa. Devil. Cât e de tare, deci am reușit să trec. Super tare, ok? Enter, hold to continue, yes! Perfect. Oricum, tura trecută a fost tare greu pentru că m-am chinuit să omor cutiile așa. Mi s-a părut un nivel extrem de nașpa și plus că eram prea... Nu eram așa de concentrat, de aia făceam foarte mult fail. Și acum încercat să scap, oricum mi-a luat acum câteva minute ca să termin. Pentru că oricum vreau să prezint în videole mai departe, să fie mai mult story-ul și să despre ce este vorba, că și pe mine sincer mă interesează chestia asta. Adică totuși ăla a fost de partea noastră, Serafimul. Și nu știu, parcă tare fericit era Serafimul ăla. Assuming you want to use that orb to go to Erdak, right? This is an emergency. Please evacuate the facility now. So long as you have a life sphere, you can get through to Erdak. Your portal signature will read like you're one of them. Listen, whatever we do, I'm in. You want to wake the devil not so you can help the demons, it's so you can kill their leader once he's taken physical form. And that'll destroy all of them, for good, right? Okay, I'll
Take that as a yes. I just want to be part of this. I mean, we're about to save the world. Dark Lord has only ever been written about. He's like a decillion years old and hasn't actually even been conjured into any kind of physical form for that long. Nobody even knows what he looks like. So, like I said, I'm in. Portal coordinates set for Erdak in the 6th region of the... Mamma mia, deci the Dark Lord, what? Deci el e oarecum o formă de energie spirit și niciodată nu a luat formă fizică. Cât de tare! De, se pare că am intrat iarăși în acțiune, dragi prieteni! Hopuski! Dar ce caută aici, fratele meu? Ok. Deci se pare că am gloanțe, îs pregătit de acțiune, nu știu pe unde să mă duc, pe unde sar. Bă, Gigi, ce faci, Gigi? Ce-i ăsta, fratele meu? Ah, da, trebuie să-i dau un cap, am înțeles. Aoleu, păi stai că trebuie să-i dau un cap lui ăsta. Aaa, așa trebuie să faci, am și pe tine, puc! Easy, boy! Că e pe șpreau așa, pac! Bă! Trebuie să-i dau efectiv un cap ca să scap de ei, ok. Oricum mă bucur că am trecut de level-ul ăla, pentru că mă pot să văd mai departe ce se întâmplă, sincer. Este jocul ăsta plin de acțiune și I'm pro action. Adică totuși nu ar vrea să fie un Doom care se bată toată viața lui numai cu demoni. Adică cui nu i-ar plăcea chestia asta? Bang. Aici e un secret? Clar, o să știam. Bă, am zis că e un secret, fratele meu, e un secret ceva. Ok. De aici am venit eu până la urmă. Of, minab. Pe unde trebuie să sar eu până la urmă? Nu spune că trebuie să sar pe aia și după aceea trebuie să sar... Haleluia! Pe unde trebuie să mă duc, tati? Cum se iese de aici? Vai, nu cred. Ok, și? De aici? Pe aici? Pe unde? Sus? Jos? Stânga? N-am cum să sar acolo, fratele meu. Aaa, nu spune că trebuie să... Da, că știe tatea acum cum să facă. Țărim așa. Așa se face. A, clar, trebuie să te uiți, fratele meu. Dar e nașpa, pentru că nu vezi, efectiv nu se vede. A, am dat prea devreme. O, ce fail fac aici. Așa. Nu, no, mă! Ne, deci, dragi prieteni, se pare că nu mai fac flawless. Una, două, Abuschi, este! Și acum! Yes, gata, am scăpat, a treia oară, a treia. Și acum trebuie să vă arăt cât de profesionist sunt. Gata, frate, că deja ești prea... Deja am început cu stângul, se pare că... Nu știu, sunt tare curios să văd ce se întâmplă aici. Pe numai punch! Clar, mi-e trebuie armură, frate. Mersi, thank you very much, have a nice day, bye-bye. Ia să vedem, avem un shotgun, ceva? Wow. LOL. Ce face aici, fratele meu? Am înțeles! Deci, ăstea, oarecum, trebuie să... am înțeles! Nu, n-am înțeles. Stai, că n-am înțeles absolut deloc ce trebuie să fac până la urmă aici. Deci trebuie să sar pe ăstea. Ăstea se respawnează. Bun, eu sar pe ele. Bun. Se respawnează alta.
Ca să mai respawneze alta. Bun, una aici. Deci asta se va face în orice cât de curând. Ăla tati, yes, I am the prophet. Bang, și murdărea dispare. Bă, zice că cu shotgun o să mă joc toată ziua. Sau nu? Nu, no, ăștia sunt ușor de bătut. Dar cum să te... BOOM! Ah, easy boy! Ăștia sunt de la Can Maker, ăia care l-am bătut cu îngerașul ăla de la început. Shoot! Tă, fratele meu! Gura mare! E ziar, fantoma lui bunicu încearcă să-și facă apariție pe aici, dar nu-i reușește. Stai să vă tai un pic, că nu am nevoie de gloanțe, pentru că trebuie să folosesc shotgun-ul. BOOM! Mamă, de ce să n-are efectiv nicio... BOOM! Și încă o dată, frate, mă, n-ai murit toată, dar mori. Vedeți că sunt sătul de tine. Așa se pare că fantoma aia nu poate să-i... nu poate să... cum se numesc? Of, se posede pe ăștia lanți, pe arcange... arcange. Aleluia, dăm un pic de viață, am nevoie de viață, de viață, please. Yes. De fratele meu. Mamă mie, de dacă nu-l omor cu ăsta, așa. De nu, clar nu. Game-ul ăsta se pare că nu de mine. I'm dead. Chiar nu știu ce să trebuie să fac. Mă enervează fantoamele. Mi-e și frică să văd ce fel de boss va fi tura asta. Că dacă nu poți să-i bat pe mobii ăștia, crea, sigur. Oh, o să fie tare enervant. Deci trebuie mare grijă. Că atunci când, uite, ăștia nu știu cum să-i fac. Am înțeles, deci oarecum le dau în bucată. Die, just die. Deci ăștia... când îți poți să dați, am observat că au putere mult prea mare. Mi-e și frică să mă duc pe acolo. Uai, deci am de dacă dau headshot, îmi place că le iau foarte multă viață, ceea ce e bine. Cred că e bine, nu? Da, e bine. Uai, dar nu... Dă-mă pe lofra! Cred că o să aștept pe jos aici. Oh, uite. Just die. I hate you. Te urăsc, frate. Te urăsc. Chiar poți să de pe careva. Și sigur să-i șerpișorii aia. Ba nu. E un Macumbus din ăsta. Cyber Macumbus. Deci fii atent că dau cu rachetele și are rezistență foarte mare. Deci are rezistență crucială, fratele meu. Mamă mia. Dă-ți-mi viață, frate. Bă, dar nu mor, mă, tati, mă.
Mama mia. Ce mă fac acum aici? Că ăsta nu moare, nu vrea să moară. Ce să faci dacă nu vrea să moară? Te-ți dăm mână așa. Facem așa. Bă. Gata, ești dead. Mi-e și frică. Mi-e și frică să mă mai duc, să mă mai joc, sincer. Habuski, dead! Mamă, ce tare e ăsta, fratele meu. Băi, tati, mă. Aleluia. Aleluia. Hai, zombi, dă-mi viață. Așa, thank you very much. Have a nice day. Die, motherfucker. Oricum arma asta nu-i bună, nu prea e bună foarte mult, adică numai dacă ți iei Nu, de ăștia rezistă, fratele meu. Ia viața așa, făcându-i flawless pe ăștia. Așa o să-i fac, frate, că n-am cumva. Și ești dead, ești dead, gata, fratele meu. M-a cumbusit dead, gata. Mama mia, câți mai sunt? Uite și ăsta. Ii că fac pe toți. Yes! Și flawless victory. Îmi niște viață, mulțumesc frumos, have a nice day, bye. Ce ziceți până acum de performanța pe care am arătat-o în jocul ăsta? Pentru că vreau sincer, dacă făceam pe Nightmare, nu știu să schimb arme, deci mie mi se pare greu cu schimbatul armelor. Adică schimbatul arme în sensul că tot trebuie să schimb armele între ele, că dacă una nu-i bună, alta nu dă prea de damage, nu știu ce. Adică nu le știu pe 1, pe 2, mai mult le schimb așa, ceva de genul. Altceva, mai e ceva pe aici? Un zombalo. Ăsta e ușor, ăsta mor repede. Cyber m-a cumpusit mai mult, mult mai tare decât ăsta. Bine că nu mai e fantoma aia lui bunicul, că mă enerva. He dead. Bă, trebuie să mai caut neapărat o viață, un one life. Bă, de mai sunteți mulți tati. A, un cyber demon, super. A, și un marauder. Sexy. Și un cyber demon, și un marauder. Nu-i problemă, o să arătăm youtuberilor cât de profi sunt. Eu să vă uitați aici la mine, de numai, o să-i fac pentru voi, fac băieților. Asta mă enervează. Dar nu-i problemă. Nu-i problemă pentru că atunci unde este cyber demon nostru? Bă, deci ești enervant, tată. He dead, a fost easy cyber demon-ul. Unde e un zombie? I need a zombie, am nevoie de un zombie. Pentru că dacă iau pe zombie ăsta... Așa, trebuie să stai pe tine, frate. Ca să...
Nu, deci nu te mai pot la tea pe tine! Yes! Show them who's the boss! Deci eu tot cad aici, fratele meu, pentru că nu sunt atent. Glonțe, thank you very much, have a nice day! Where is the mărată? Uite aici pe drăguțul nostru, prieten! Nu, unde ești, frate, aici? Hai, la party! Bă, papuc! 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 A, că te fac eu, stai tu liniștit! Deci... ești enervant, drăguță. Sunteți enervat, sincer. Hai, frate, aici sunt. Dă-i mine de atât. Hai, hai la tati. Hai la tati. Bă, dar nu fugi de mine, tata. Hai la mine. Hai la mine. Hai la mine, tati! Dragi prieteni, sper că vă bucurați de acest video, pentru că o să dureze ceva timp. Din cauza că domnul Radar ăsta e nervant. Și acum o să-l batem. Ești de, frate! No, gata. În sfârșit, checkpoint reach, bă, deci aici a fost bătaia, tata, bătaia secolului. Ok, am înțeles, pe aici să trecem, bun. Pe unde trebuie să mergem? Tot înainte? Straight forward, straight forward. Da, tati, gloanță, că avem nevoie de toate aici. Mamă mia, ce flowers, fain, l-am făcut. Nu-i problemă. Oh, Buschi, punches! Thank you very much. Have a nice... Bă, GG. Așa. Have a nice day, have heavy punch. Având că jocul ăsta mi-a prezentat până acum multe chestii interesante și multă răbdare și mult skill, adică îți trebuie foarte mult skill să tot schimbi armele și skill-ul ăsta chiar nu l-am, nu pot să-l dezvolt. Mi se pare foarte greu, că trebuie să joc Doom toată ziua, trebuie să joc ca să... Bă, fac ușor, fraților. What is this? Easy breezy, frate. Easy breezy. Pantomaia s-a dus, tanti. Have a nice day. Activăm asta și mergem mai departe. Când mă bat și cu un Cyber Demon și cu Marauder sau cu mai mulți Marauder, automat îți dai seama că ai nevoie de concentration 100%. Nu știu ce e. Alu, Coco Demons! Oh, iar am căzut. Dami! E dead! Nu! Nu, iarăși! Fai, ce nervant e! Gata, hai, sărim! Nu trebuie să ne mai facem de râs în fața la youtuberii noștri. Nu-i așa, dragi prieteni, da? Bun, și de aici trebuie să mă duc la punch, yes! Se pare că mapa asta este o mapă tare interesantă, adică trebuie să dau cu...
Boom, shakalaka. Sis bumba, tra la la. Oricum cred că bossul de aici nu o să prea pot să-l bat foarte rapid. Pentru că dacă n-am putut să bat pe cutiuțele, bine, nu mi-am dat seama despre ce e vorba. Hai, ochișor, spune a, boom. Dar nu știu de pentru ce are mobul ăla, că mi se pare tare useless. Super tare, tati. A, tu trebuie să fii. Dacă nu e un knight, un knight. Un din ăsta nu-i fericită lumea, nu? What is here? Nu, și pe unde trebuie să sară că... Acum am înțeles, da, dar eu dacă să ajung acolo, cum? Am înțeles. Vă dați seama ce profi sunt. Na, tu ce ai făcut, fratele? La început, caracatele astea micuțe erau foarte periculoase, pentru că nu știam cum să le bat. Adică, oarecum nu știam, că erau enervante. Pentru că să stai cu sniperul să le dobori, e nașpa. Hai, fratele, nu mai primești damage. Da, un tine până crăp. Tot ai crăpat, fratele meu. Deși coada la un pinky este punctul slab, adică te dai un glow și deja trebuie să-l omori, eu am decis să dau un cap. Nu, eu ce am făcut aici? Hei, uite viață! Nu știu ce am făcut aici, dar am făcut ceva. Bineînțeles că trebuie să mă duc aici. Bun. Am înțeles. Shalala, haka haka baka. Și crezi că eu pot să sar de aici acolo? Unde? Unde? N-ai cum. Frustrant. Oricum, asta o să fie ceva genul. Partea întâi a fost aia din episodul respectiv când am făcut, când nu am făcut flawless, de am luat bătaie mereu. Și o să fie partea a doua când am reușit, adică partea 1 versus partea 2. Ceva de genul the loser and the winner. Dar ideea este cum? Cum pot să sar de aici? Nu e un zid, nimic. N-am cum să sar acolo. Da. Băi, deci chiar nu pot să sar deloc acolo, fratele meu. Aaa, trebuie să dau și un punch acolo. Elala, pe de unde să știu? Chiar am văzut acolo ceva verde. Claros, Blanaos. Și acum faceți-vă roșii. Nu, nu, what have I done? Nu. Trebuie să sar acolo, orice trebuie să merg pe partea altă. Hai. Arată că suntem profi. Unde, 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 unde? Peretele. Pac, pac. Sări pe perete. Bun. Trebuie să ajungem pe partea altă. Uai, deci o să fiu greu. Nu, dar... Come on. Am sărit exact pe aia. Come on, what is this? Bun, acum trebuie să vină niște pălăruțe din astea. Cum naiba să le... Așa, bun. Uai, dă-te-o sart. Dă-te-o sart. Bun, hai, faceți-vă roșii. Că atunci când faceți roșii trebuie să sar. Este! 1-0 pentru mine, guys. Thank you very much, thank you very much. Nu aplaudați, nu aplaudați, aruncați cu banii. Bun. Mamă, dar ce e aici, tată? Tunurile astea. Mamă mia. A, tu ești, că ești invizibil și nu te văd. Ești dead. The punch este mult mai strong decât orice punch ever. Mamă, ce echipă, echipa veselă aici, fratele meu.
Deci mi-mi place foarte mult de ultimul, ultimul shot. Cred că am nevoie de un... Lenia, am nevoie de gloanțe, pare rău, foarte multe set-time pic. Asta e viața, viața mele mai departe. Bă! Lenia, gelul, ce faci? Mamă mia, ce tare e! Aici o să fie o bătaie, sigur, una de aia mare. Oricum, dragi prieteni, cam asta spre ziua de azi în video-ul nostru, care am încercat să facem flawless și arătăm că suntem profi. Până acum am descurcat cât de mult am putut și data viitoare o să fac să fie cât mai bine. Oricum, jocul ăsta este tare stresant, să zic așa, mereu trebuie să te uiți în stânga-dreaptă, pentru că oricând poate să vină o grămadă de monștri și tu ești ceva genul. Hehe, bună, bună, and you are dead, ceva genul. Oricum. Cam am spus de asta și nu uitați să vă abonați în cazul că nu v-ați abonat cu minunatul buton de subscribe și clopoțelul de lângă și ne revedem la toare cu un alt episod din Doom Eternal și să reușim să-l gătăm cât de repede posibil. Pe data viitoare, bye bye!